Încă o nenorocire s-a abătut asupra colectivului didactic al Colegiului Național Roman Vodă, care a pierdut unul dintre cei mai buni profesori, pe Gheorghe Spoială. Activitatea de la Colegiul Național Roman Vodă, legată de evocarea personalității omului de televiziune de origine romașcară în Virgil Petrovici, a început cu anunțarea veștii triste a decesului profesorului de filosofie Gheorghe Spoială, care s-a adăugat la lungul șir de cadre didactice de excepție de la bătrânul Colegiul Național Roman Vodă, care au părăsit mult prea devreme scena vieții. A fost ținut un moment de reculegere în memoria profesorului decedat într-o clinică universitară din Iași. În ultima perioadă, din păcate, am pierdut câțiva profesori foarte tineri, oameni care mai aveau un cuvânt de spus. Pentru noi, Roman Vodă, este un moment de tristețe și chiar au apărut în ultima perioadă evenimente din asta triste destul de dese. Și aș începe cu domnul profesor Ciocan Mihai, pe care l-am pierdut în această toamnă. În ianuarie am primit chiar o veste tristă, doamna profesoară Mihai Maria, știu despre ce mi-a primit, un profesor de matematică, care acum 2 ani a fost la o întâlnire de promoție, arăta foarte bine și pe care a fost tot așa ceva fulgerător. Pentru cei foarte vechi din Roma Vodă, aș putea să spun, a trecut într-adevăr foarte repede prin Roma Vodă ca profesoară. Vorbim despre profesoara Rodica Negrea, care din păcate și ea s-a pierdut. După care doamna profesoară Beloiu, care duminică a fost îmbătată. Și azi noapte, la o oră târzie din noapte, a venit iar o veste destul de tristă, ca un fulger pentru noi, pierderea domnului profesor Spoială Gheorghe. Pentru toți, vă rog un moment de liniște. Pentru inspectorul școlar general Viorel Stan, pierderea prietenului său a venit ca un trăsnet. În viața Colegiului Național Roman Vodă, o nouă tragedie, moartea domnului profesor Spoială Gheorghe, gică pentru noi, prietenii lui. Vestea morții colegului nostru m-a cutremurat efectiv pe mine și pe cei apropiați de mine. Deplângem întâmplarea nefericită și cu atât mai mult cu cât profesor Spoială a rămas unul din stâlpi de bază ai acestei instituții prestigioase de învățământ, Colegiul Național Roman Vodă. Moartea lui Cică va produce în sufletul nostru un gol imens și sunt convins că memoria lui ne va lumina pașii și activitatea viitoare. Condoleanțe familiei și asigurăm pe soția lui dragă, celor care a ținut enorm, o asigurăm de toată compasiunea noastră și tot respectul și să rămână mândră de ceea ce a reușit să facă domnul profesor Spoială în istoria învățământului romașcar. Profesorul Gheorghe Spoială s-a stins din viață la Clinica de Neurologie din Iași la vârsta de 61 de ani, unde a fost trimis după o scurtă internare la Roman. Este căsătorit, fiica sa, profesoară de limba română, e emigrat în Statele Unite ale Americii, fiind căsătorită tot cu un român cu care are 2 copii. A avut printre elevi pe Andreea Marin, Dragoș Bălău, comandantul poliției Roman, pe notarul Sorin Tudor și pe Ada Tanovici, profesoară de limba germană la Colegiul Național Roman Vodă, fiica actualei directoare a colegiului, Mihaela Tanovici, cu care avea o relație cu totul și cu totul deosebit. Din păcate, în ultimii 2 ani, Colegiul Național Roman Vodă a pierdut o mulțime de dascări renumiți, pe Ovidiu Drâmbe, pe Mircea Gligor, pe Mihai Ciocan, pe Maria Mihai, pe Mărioara Beloiu, ultimele din generațiile mai vechi ale liceului.